Stimați radioascultători, am revenit după o mică pauză muzicală și ultimele știri prezentate de la Radio Cerc Regional sunt Vali Vinagac și cel care să fiu și astăzi alături cu dumneavoastră, împreună cu cei care sunt în studio. Revenim la subiectul care era în discuție. Perfecționarea funcționarului public. O obligație sau o tendință și o necesitate spre perfecționare? Este în același timp și obligație și necesitate. Obligație pentru că cât de bine nu ar fi instruit, pregătit de la facultate un funcționar public, în zilele noastre, instruirea continuă, dezvoltarea continuă trebuie să existe. Necesitate, pentru că este necesitatea, de aceea s-a impus și obligația de 40 de ore. Cum ar putea un funcționar public să acumuleze parcursul unui an 40 de ore? E posibil. O parte fac instruire la Academie și de acum vin cu 40 de ore de instruire. Ceilalți funcționari publici se instruiesc interior, în cadrul instituției. O foarte bună practică are la noi în Consiliul Direcției Economiei, care în fiecare miercuri, spre sfârșitul zilei, fac o oră de instruire, la care asistă și ceilalți funcționari din alte secții și direcții și consideră subiecte destul de interesante. Este o practică de a acumula ore de instruire cumulativ. Sunt un șir de proiecte care invită la diferite instruiri, la diferite seminare, funcționari publici. Și în cazul ăsta ei își acumulează orele. Își scrie subiectul, își scrie în cadrul la care instruirea a acumulat 2 ore, 3 ore. În așa fel ca spre sfârșitul anului, când vine vremea evaluării, când vine vremea de a demonstra că pe parcursul unui an ai lucrat pe atâtea puncte și ai căpătat o dezvoltare profesională de așa un nivel și mai ai nevoie de așa. Lucrurile sunt foarte clare și bine puse la punct, cu așa o evidență. Iată de ce zic. Și necesitate și obligație. Da, mulțumesc, doamna Bugaru. Aș avea o întrebare acum către Dinali. Doamna Bugaru mi-a explicat foarte bine cum are loc procesul de perfecționare pentru un funcționar public. Acum aș vrea să ne spui așa câteva cuvinte prin câte perfecționări trece un lider de organizație neguvernamentală. Și nu vorbesc de niște instruiri specializare, să zicem, pe domeniul mediu, sau drepturi, sau promovarea intereselor, să zicem, la anumite categorii. Un lider al organizației neguvernamentale, practic, este o persoană multifuncțională. Persoană care cunoaște informația nu numai din mediu sau din domeniul pe care îl promovează. Avem marele avantaj că nu trebuie să fim zi de zi la locul de muncă așa cum sunt funcționarii și atunci am libertatea să-mi aleg la ce seminare particip. E adevărat, am măcinat multe seminare, foarte multe care nu au tangență cu mine, foarte multe la care m-am dus din interes sportiv, pur și simplu să filmez, va prinde bine. Avantajul nostru e că prin 2-3 de seminare pe an dintre astea, măcar facem schimb de informații, află lumea despre ONG-ul nostru, află lumea despre potențialul nostru, pentru că suntem una dintre organizațiile care a fost foarte activă pe vremea când erau comuniști la putere și care nu putea să răzbată în mass media cu activități. Nu venea nimeni la protestele noastre, nu era nimeni interesat de petițiile noastre, nimeni nu mediatiza atunci când apărea o problemă de comunicare cu administrația. Mergeam la guvern, vreau să înregistrez o petiție și nu mi se dă ștampilă pe acea petiție. Făceam scandal, ceream un codic de reclamație, nu mi se oferea. Ceream mass media să intervină, să mă apere. Până la urmă, eu sunt cetățean, reprezint o organizație sau mai mulți cetățeni care sunt beneficiari organizației, nimeni nu intervenea. Problema a rămas nesoluționată, am început să facem noi știri. Adică eu îmi filmam acțiunea mea. Arătam petiția, arătam că nu vrea să-mi ștampileze, întrebam persoana care e obligată, conform legii, spun o ștampilă, semnătură și număr de înregistrare. Și ea spune că noi nu facem așa ceva. La guvern, apropo, lucrul ăsta a rămas neschimbat. Acum, la guvern, dacă vrei să adresezi o petiție, îți spune pune-o în ladă. Și eu întreb, eu am nevoie de număr de înregistrare. Nu, o pui în ladă. Și am cerut pe loc să vină poliția să facă un proces verbal, pentru că mie mi-e îngrădit accesul la persoana care se împune ștampilă și pe lângă asta se încalcă legea. Poliția n-a reacționat, eu am rămas cu documentul în mână, dar am făcut un subiect de știri pe care l-am mediatizat. Asta e avantajul nostru. Haidvarful acum are posibilitatea de a-și mediatiza
textele, petițiile, inclusiv am făcut un site pe video, curaj.tv, deja de 2 ani de zile, găzduiește orice film. Fie că e sursa Ministerului de Interne, fie că e sursa un funcționar din diferite ministere, fie că e cetățean de rând. Deci, de oriunde primim videouri și le difuzăm public. Pentru că, într-o televiziune, niciodată n-ai să răzbați, pur și simplu suni, spui că eu am video și spune și ce vrei la noi. De asta încercăm să facem surse alternative de informație și mai ales când e vorba de funcționari publici care încalcă legislația, care pur și simplu calcă pe bier. Sau chiar vreun polițist din poliția rutieră a parcat mașina în intersecție și stă la vânat. Cum să nu pui camera pe el, să-l monitorizezi vreo 5 minute și mai ales să vezi cum nu faci proces verbal, cum cel care a încălcat pleacă pur și simplu și după asta polițistul spune că a fost o avertizare. Ce fel de avertizare? Avertizare verbală nu există. Deci sunt niște lucruri pe care, dacă te uiți pe legislație pe diagonală, foarte ușor îi prinzi. Sau procedura asta de a face procesul verbal în mașina poliției, conform legislației, e ilegal. Nu, frate, în fiecare intersecție unde vezi un polițist, pe lângă faptul că parchează mașina iurea, face ilegalitățile astea și atunci ne semnalăm și încep să discute și televiziunile, abia la 2 ani distanță, noi mediatizăm de mult timp problema asta, inclusiv problema cu microbuzele, abia acum încep să ajungă pe ordinea de zi un subiect pe care noi îl măcinăm de ani de zile. Nu zic că e rău. Totuși, întârzierea asta de a se discuta în public, în mass media publică, problemele cu care societatea chiar se confruntă, asta se întoarce ca un guveran, oamenii nu au încredere în administrație și mai ales degeaba ne spuneți că aveți obligatoriu 40 de ore de formare profesională, din momentul în care atitudinea e aceeași. Vin la funcționarul public, ușile sunt închise. Deschid, îl întreb dacă e voie, funcționarul nu e ocupat, nu e nimeni acolo, dar îmi spune, mai așteaptă. Stau 20 minute după ușă și după aia deschid, zic, doamnă, dă-mi cont de reclamație, să vezi cât de repede se mișcă. Da? Deci asta să fie formula de aur. Dacă ești cetățean, încearcă să fii cu responsabilitate și cu atitudine. Vezi că funcționarul nu se conformează, vezi că încalcă legea, vezi că nu-și primești petiția. Ia-ți un martor, ia cineva care se filmează, deschide tu telefonul mobil. Uneori se întâmplă cu telefoanele mobile, cetățenii de la țară, nu toate filmează. Deschide-l și fă-te că filmează. Și zi funcționarului să repete ce ți-a spus, de exemplu, te trimite afară. Sau îți spune că ești nespălat, sau îți spune că tu ești negru și cu bronzatul ăsta. Sunt lucruri de care funcționarul nu trebuie să lege și dumneata ai tot dreptul să-i spui, stimate domn, alegeți cuvintele, eventual dăm codică de reclamații, scrie acolo ce vrei dumneata. La oficiul poștal, odată am avut cozi, foarte multă lume stă acolo, stau 10 minute, 15 minute și întreb, cum, de ce lucrează numai în ghișeu? Păi ceilalți sunt plecați sau ceva genul ăsta. Și am cerut pur și simplu codică de reclamații să le spun ce cred. Le-a luat 2 minute ca să mai apare 6 ghișee deschise și 3-4 minute au trecut toți. Pentru că am spus cuvântul magic, vreau contică de reclamații, în astfel de situații funcționează. Nu știu dacă problemele care se confruntă cetățenii pot fi ușor soluționate. De asta m-aș bucura să avem acces liber la ceea ce spun cetățenii, să comenteze ceea ce povestim noi, sau măcar mai târziu să poate interveni, pentru că astăzi o să avem microfonul liber. Da, eu sunt ferm convinsă că după expirarea acestei emisiuni, cetățenii vor fi activi, fiindcă cât de discuții am avut cu cetățenii simpli, care nu au tangență chiar zi la zi cu funcționarii publici, sau deja sunt la niște activități care chiar nu au nimic cu funcționarii publici, toată lumea își dorește ca cei care sunt plătiți din banii publici, adică din banii noștri, să aibă o altă atitudine decât o au. Într-o zi, în plină dimineață, la etajul 1 al Consiliului Anual, era o doamnă care plângea cu niște lacrimi extraordinare, a venit, s-a adresat la asistența socială, cineva i-a spus că ea nu are dreptul să beneficieze de ajutor, așa a interpretat doamna, nu am intrat în detalii, fiindcă am rugat-o să aștepte șefa să meargă direct la șefă. Poate să meargă la 2-3 funcționari, primește 3 răspunsuri diferite și omul rămâne cu un gând că ceva nu este normal, undeva la mijloc este adevărul și el nu l-a aflat și pleacă. Nu ajunge la persoana oportună care să dea un răspuns concret la întrebarea ei. Și mai ales că persoana din cadrul administrației nu era pregătită, pentru că dacă cetățeanul nu înțelege, e suficient să scoți o foaie la print
cu 6 puncte în care îi spui, Doamnă, ca să obții ajutorul respectiv, trebuie să întrunești aceste condiții. Le întruniți? Bine, adume actele, nu? Îmi pare rău. Adică trebuie pur și simplu să adapteze. Nu mai zic că deja basarabeanul nostru are o mare problemă de comunicare. Vine, intră în birou funcționarul și spune, eu, știți, eu asta e problema societății și problema școlii mai ales. Dacă 10 ani, 11 ani rupem geanta și pantalonii mergând la liceu, la școală, la gimnaziu și nu învățăm elementarul, să spunem ce vrem, să spunem cu ce nu suntem de acord și mai ales ne împotrivim atunci când suntem pur și simplu marginalizați, să spunem că nu meriți, merge afară. Și să deși să omul, da, exact. Deși omul și-a pierdut casa în inundații. Cum? Deci omul ăsta nu știe că poate merge pur și simplu la la șeful acelui funcționar. Să ceară explicații. Doi, dacă e nemulțumit, să facă o petiție. Câți dintre oamenii noștri știu să facă o petiție? Să o formuleze. Trei fraze. Dar nu sunt de acord cu răspunsul ăsta. Vă rog să luați măsuri și să mă informați. De ce nu se lucrează la asta? Probabil din comoditate. Da, este o problemă. Desigur, nu odată am abordat chiar în cadrul misiunilor de la postul de radio București Regional, subiectul foarte sensibil cum este transparența. Transparența în procesul decizional. Una, pe de-o parte, persoanele nu-și cunosc drepturile, nu știu cum interacționează, care sunt pârghiile de interacțiune directă cu instituții. Și mai vorbind că am avut numai personal, eu ca director la Asociația Primarilor, am avut cazuri când am mers cu demersul și nu am primit răspuns oficial. Păi, noi vorbim acum de un cetățean simplu, că nu se răspunde la o organizație unde sunt 39 de membri din 39 de membri. Și primari, care sunt exponenții administrației publice de nivelul 1. Și vin cu un demers la administrație de nivelul 2. Obligația autorităților ar fi să publice astfel de demersuri. Iată ce demersul care l-ați adresat dumneavoastră trebuie să apară pe site-ul autorității, inclusiv răspunsul pe care vă l-au dat. Când o să se întâmple lucrul ăsta, atunci eu, nefiind în raionul respectiv, pur și simplu mi-e comod să intru pe site, să văd ce nemulțumire au oamenii și eventual să înțeleg ce a făcut administrația pentru a le soluționa. La noi nu se întâmplă lucrul ăsta nici la Chișinău, nici prin raioane și cred că e o mare scăpare a autorităților. Dacă aș fi în funcție respectivă, ce mi-i să public trei petiții care mi-au venit pe linia de învățământ, pe linie socială, nu știu, 30-40, mi-a 20 de minute maxim să le scanez, să le încarc pe site și să fiu cu inima în păcat că lucrul ăsta s-a făcut. Aici ar fi o scuză de partea administrației publice că, uite, nu avem resurse, nu avem persoane, abilitate pentru aceste activități. Scuze se găsesc întotdeauna. Dacă aș fi eu angajat cu 800 de lei, sau cât ați spus că primește funcționarul public, așa și numai să vedeți. Nu v-am lămurit, fiindcă credeam că vom ajunge și la subiectul respectiv. Și în cadrul aceleiași situații că suntem în reformă, vreau să vă spun acum, salariile de funcție acum, după până legea privire la nouă sistem salarizare, salariile de funcție erau de la 700 la 1000. 1000 de acum erau funcțiile de conducere. Care vor fi salariile în conformitate cu noua lege salarizării, rămâne să așteptăm. Dar cum sistemul de funcție, de funcție. Asta și problema. Că până acum funcționarul avea salariul, de exemplu, de 800 de lei de funcție, plus 50% pentru că are o vechime muncă mai mult de 30 de ani, 20% pentru că are studii superioare. Eu vorbesc așa... Dar care e media salariului? Media. Egal, la medie pot să vă spun, un începător poate să aibă 1200, eu, specialist, consultant în resurse umane, până acum am fost, aveam salariu de 2000 de lei. Mai este un supliment care președintele, dacă are și consideră că îl merităm, el poate oferi lunar, dacă nu, nu. Acum va fi altfel, acum salariul de funcție. Dar, stimată doamnă, din momentul în care există un consiliu raional sau există primărie, da? Deci sunt instituții publice, acolo chiar nu există un scanner? Unul de toate instituția pe care să-l folosești odată când ai nevoie, pe lună sau pe an. Vii cu documentul, l-ai scanat, așa l-ai pus pe site. Nu, eu nu leg salariul cu problema abordată de dumneavoastră ulterior. Eu vorbesc de salariile noastre, fiindcă m-am
M-a întrebat doamna și am vrut să zic despre reforma care este și care sperăm că va schimba ceva. Media tuturor funcționarilor, nu pot să vă spun, cred că dacă, ținând cont că unii conducători au 3-4 mii, noi avem 2, înseamnă că e ca așa la vreo 2 mii. Diferența între cei de conducere, cei de execuție, de 2 mii, eu cu o vechime foarte mare în funcție publică. Acum se va pune accentul pe salariul de funcție, nu va mai fi toate bucățelele astea adaosuri și va fi achitat salariul în dependență de gradul funcției și treapta de salarizare. Treapta de salarizare, prima dată, acum, dacă în zilele acestea noi trebuie, vrem să încercăm să ne plasăm pe aceste trepte, se dă prima dată în dependență de vechimea muncă. Și după asta, toate treptele se ocupă în dependență de evaluarea performanțelor care se face la sfârșit de an. Da, funcționarul public are o fișă de post făcută publică? E publică, ce înseamnă? Deci dacă eu vreau să mă adresez cuiva din cadrul administrației aerului și eu găsesc pe site, ce obligație are? Pe site nu știu, nu le-am plasat. Pe site, dar măcar la intrare în birou găsesc undeva, ce trebuie să facă acel om? Nu. Ele sunt și atunci cum mă și eu, dacă vine și vrea să adreseze cuiva, de unde știe el ce are obligația să facă acel funcționar și eventual ce nu-i de competența lui? Sau vine și întreabă de ușa în ușa? Avem camera, anticamera președintelui, unde se dau informațiile, unde și cu ce se ocupă fiecare funcționar. Fiecare ușă e scris unde este juristul, numele, unde sunt resursele umane, unde e direcția economiei, unde e direcția asistență socială. Indicatoarele acestea sunt. Dar să afișăm fișa de post, asta niciodată nu s-a discutat. Dar aș publica, dacă aș fi în cadrul direcției, aș publicate. Și atunci când mă adresez, să știu exact ce trebuie să facă și ce nu-i de competența lor. De fapt, în instituția publică, mecanismele sunt puțin altfel. Persoana se adresează cu un demers, demersul merge direct la președintele raionului și dumnealui deja are și de competențele angajaților, care direcționează aceste demersuri, petiții, către persoana abilitată cu anumite obligațiuni funcționale. Despre altceva doream să vorbesc, am ajuns vrând la transparență. Dacă ar fi anumite informații transparente, așa cum spui tu, Ghinari, să fie publicată pe site, poate ar dispărea acele stereotipuri că, uite, în funcționarii publici sunt 80% corupți sau în funcții publică vin doar numai copii, nepoți, neamuri, cu metri, nu știu care categorie de alții. Mai ales că în asta se investește. Din banii occidentali, cel mai des lucrează la site-ul instituției și se face unul bine structurat, unul atractiv. Deci la asta s-a lucrat. Hai acum să umplim cu informație utilă. E simplu de lucru. Altceva am vrut să spun, ca o sugestie pentru doamna Pugaru și pentru ceilalți factori de decizie din Consiliul, care sper eu acum ne ascultă, eu cred că nu este un efort financiar foarte mare ca în holul Consiliului Rămnal să fie un tabel cu funcția și cabinetul. Ca persoana să știe dacă, să zice, am nevoie de jurist. Probabil asta zil, deja trebuie să fie acolo. Merg în birou 301. Am nevoie de resurse umane. Merg la etajul 3, în birou 400, să zicem. Președintele este la etajul tare cu tare. Asta este bine. Sunt deja direcționat în Consiliu și nu odată m-am început cu o situație când persoana întreabă, de unde îl găsesc și la, de unde îl găsesc. Știți cum e expresia? Cere și ți-va da. A cerut cineva ca lucrul ăsta să fie făcut? Dacă l-ați cerut și nu s-a făcut, asta e mai grav deja. Nu l-am cerut. Deci haideți să cerem. La o primă ședință să ridicăm mâna, eventual să cerem în scris. Aș aborda acum un subiect, de asemenea, foarte, foarte important, transparența. Și aș vrea să-l rog pe domnul comisar să ne spună o practică destul de pozitivă, cred că până la urmă, prima a rămas pe Republică, că nu am mai auzit comisariate care să-și aibă propriul site cu informații. Eu personal l-am accesat nu odată. Vreau să vă spun că, într-adevăr, este foarte multă informație. Nu știu lăsat și loc de comentarii. Dacă domnul comisar recunoaște că poate pe site are prea multe informații. Eu vorbesc de activități operative, de
Va trebui numai să treacă la etapa de valorificare a ce e foarte important, de pus la loc vizibil și celelalte și altele. Deci e o chestiune aproape banală. Dar deja există o imagine, o persoană, orice persoană poate intra pe site, poate vizualiza activitatea zi de zi, istoricul, acele filmulețe remarcabile despre care o perioadă tot s-a vorbit în raion și nu numai. Poate ne spuneți care a fost reacția angajaților și, în general, acelora care până acum altfel obțineau informații. Vreau să vă zic că, dacă vorbim de cele filmulețe, rar pensionari care au trăit în cursurile Polițcâncești au văzut acele filmulețe și nu au văzut. Eu vorbesc de pensionari care nu sunt, pare de rău, de acum s-au pensionat și, de ce spun cu părere de rău, pentru că foarte mulți colaboratori de poliție puteau să activeze mai departe. Adică nu era nevoie să pensioneze și puteau să lucreze. Dacă să vorbim ceea ce a spus dumneavoastră, da, noi îi recunoaștem. Noi la poliție, la ziua de azi, ducem cea mai mare lipsă care o ducem noi la ziua de azi, e de comunicare. A doilea e transparență. Mie îmi spuneau că prezintă secret, pe care secret este, de exemplu, dacă persoana se află în căutare și noi la acel compartiment urmărit, persoana deschide și se vede că, da, dumneavoastră e în căutare, de exemplu. Și chiar aflându-se în Portugalia. Pentru că, presupunem, știți cum e la noi, chiar am un subiect foarte interesant, îl sună pe frate, fratele trebuie să vină la polițist, polițistul trebuie să spui că îl știe pe cel, acela trebuie să spui că îl știe pe cel. Păi sunt căutare, ori nu în căutare, trebuie să mai vorbesc cu cel. Păi accesează site-ul. Și dacă nu ești în listă, înseamnă că nu ești în căutare. Păi de ce la ziua de azi? Mi-am avut așa un caz, nu vreau să vă spun, cât la persoană îți cere bani. Și nouă ne-au semnalat mai multe cazuri, că oamenii vroiau să iasă din țară, atunci aflau că ei sunt în căutare. În rest, nimeni nu le spunea. Ce mi se pare... Dar noi am nimerit în altă situație, că cetățeanul era în Portugalia și toți spuneau că el e în căutare. M-au sunat, eu am chemat responsabil. Păi de suntem? Păi în căutare. Cum în căutare? Și atunci am dat indicații să, nu știu, cred că amuia, cred că zile acestea va apărea, lista persoanelor fate de urmărire penală să fie pe site. Pentru că e informații de interes public. Informații de interes public, mult mai mult ca atât, dat să recunoaștem. Noi suntem raion care avem foarte multe infracțiuni sunt să vășească în vamă. Adică persoana, nu e original din raionul Hâncești, presupunem acte false, mai știu eu ce acolo. Neavând nicio tangență cu raionul Hâncești, vrind la Florești, o pleca pe șticotare. Cum află el în Hâncești? Este în căutare, că urmări până la urmă de Hâncești, anunțat. Și de aceea, transparența trebuie să fie la maxim. Noi acum ea, apropo, dacă a accesat site-ul la noi la ziua de azi, da, nu desfășurat, scrim ceea ce s-a întâmplat, dar până la urmă avem informație zilnică. Informație zilnică, puteți să o vedeți tot ce se întâmplă la ziua de azi la Răuna. Necătând că cineva îmi spunea că, păi, da, asta nu e normal. Păi, ce nu e normal să nu știm că aseară a fost o bătaie în satul Oțel? De exemplu, am avut accidentul cu el la Cozienică, noi nu numim familie. Dar, de exemplu, data, ora, ce s-a întâmplat. Și multe, multe alte. Dar cum faceți imediatizația? Cum află lumea despre ea? Apropo, cum să am poliția Hâncești.ro. Am avut calendar la toate instituțiile, au fost anunțați, practic... Întâlnirea cu primarii a fost atașat. Întâlnirea cu primarii, practic... Noi am avut o ședință cu unul comisariat. Eu când am citit raportul de activitate timp de o an de zile în fața Consiliului Regional. Tot am accentuat că avem și mult mai mult ca atât că poliția trebuie să iasă la ziua de azi de pe baricadă, adică trebuie să fie transparentă. Transparența ne va duce. Dar aici de acum avem nevoie de profesionalism. Cum ați spus dumneavoastră, comunicarea cu cetățean poate să aibă un profesionist. Eu, dacă dumneavoastră ați spus că aveți poliția rutieră, i-ați filmat, am avut un caz banal. Privesc pe cum colbătorul poliției rutiere stopează un automobil. Și
cetățeanul, conducătorul altul, sunteți filmat, spuneți-vă rog care e motivul, cum ați stopat. Polițistul s-a întors și se fugă. Asta e camera video și după el. Cred că ați văzut aceasta. Ce e interesant, eu acest, la ziua de a sala de ședință ne permite, avem dotată tehnic. Și eu am pus în fața tuturor colaboratorilor și le-am spus, spuneți-vă rog, care a fost motivul stopării acestui automobil? A ridicat cei mai experimentați polițiști și s-au uitat ce îi spune Matalia, ca de exemplu, așa, sunt operațiuni, sunt, mai știu eu, păi de ce dacă ai văzut camera video, polițiștii au fugit. S-a uitat, păi uitați-vă la dumnealui, însă și în cameră, se vede că nu-i cuplat centura. Bine, vreau să ne întoarcem în al doilea discuțiilor noastre, apropo de transparența informațiilor, circuitul informații în cadrul instituțiilor și în afara acestor instituții. La o ședință a structurilor desconcentralizate și instituțiilor din Raion cu primarii, s-a anunțat că site-ul cealaltă funcție de la deja a fost modificat, are o altă imagine, o altă componență informativă. Acum, chiar aș vrea să o întreb cu doamna Zinaida, dacă eventual ar putea să ne dea anume cine se ocupă cu plasarea informației pe site-ul cealaltă. Adică este acea o primă sursă de informații pentru toți cei care au acces la internet și o primă oglindă la ceea ce se întâmplă în această instituție. Eu nu pot să dau apreciere cât e de bine gestionat acest site, cât de reușită este informația de pe ea, cât de utilă la modul general, dar este o persoană care îl gestionează, este o cerință față de toți funcționarii publici ca informația de importanță reală trebuie plasată numai decât. Evident că noi consultăm cu conducătorul ce tip de informații trebuie să plasăm acolo, ce ține de concursuri, ce ține de evenimentele care urmează să le avem. Și vă trebuie nume, vă pot spune, este Lungo Zinaida, ea a făcut și anumite instruiri. Ea gestionează și rețeaua de, mă tem să nu folosesc termeni calificativi, dar pentru această rețea care o avem noi, poștă electronică, da, cu tot raionul, cu toate primăriile. Acum, cea mai mare lucru care trebuie să-l facem noi acum, să sensibilizăm, să mobilizăm, să instruim, să ajungă să conștientizeze orice lucrător din primărie că toată informația care vor să o ia de la noi, ei o găsesc pe aceste adrese. Noi am primit indicații ca cât mai puțin informații pe suport de hârtie să ajungă în primărie. Până se vor deprinde că dimineața când încep lucru, ei încep cu verificarea dacă nu cumva de la Consiliul Regional au primit și acum și avizele, și solicitările de informații, și informația care trebuie să ne-o prezinte. Noi o acumulăm în variante electronice. Considerăm că mergem încet, greu, nevoios, dar încercăm să ajungem și noi. Da, orice început, sigur, este doar un început, este loc pentru mai bine. Vreau să vă spun că chiar am chestionat câțiva primari vis-a-vis de adresele care sunt plasate site-ul cel al consiliului. Am văzut că sunt adrese practic uniforme pentru toată lumea și m-am imaginat eu că sunt adrese nou create. Majoritatea primarilor lucrează cu adresele pe care le au. Și chiar întrebam, cunoaștem despre adresele astea cu care comunicați direct cu consiliul, prea le folosim pe cele vie. Asta e problema lor și problema noastră, ca să ajungem până la urmă. Dacă ei vor vedea că anume informația cea mai importantă vin pe adresele noi, ei ne complică într-un fel lucru în felul ăsta, când nu țin cont de faptul că noi am luat o informație și am expediat-o odată în toate primăriile pe adresele noi. Și nu la fiecare acasă sau la fiecare la calculatorul în care el... Deci, cred că cu timpul lucrurile astea se va face. Acum noi încercăm să acumulăm și informațiile tot. Vreau să vă spun că foarte puțin.
consilii primari, fie din lipsa de timp, fie de... Sunt secretarii consiliilor care pot accesa, să zicem, da, zilnic adresele electronice ca spre a informații de acolo, dar oricum sunt persoane care, da, sunt prin atribuțiile funcționale răspunde asta. Aș vrea să vă spun că de fapt, cred că o lună jumătate, site-ul oficial al Consiliului Regional deja a capătat o altă formă, se vede, este alt conținut. Din păcate, părerea mea poate fi obiectivă sau subiectivă pentru cineva. Nu este chiar o combinație foarte reușită între fond, formă și conținut. Și aș vrea să vă demonstrez, chiar pentru exemplificare am deschis site-ul dumneavoastră. Sunt anumite subcolonițe de informații care nu sunt completate. Ceea ce ține de regulament, de informații. Există informații care este blocate și care nu poate fi printate. De exemplu, telefoane de contact a instituțiilor desconcentrate, a instituțiilor subordonate, a primărilor. Da, ele sunt bune pentru vizualizare. Acum, cel mai interesant lucru pentru mine, chiar îl așteptam pe domnul Toașcă să vină în studio, dar din păcate nu a putut să vină din motivul obiectivii. La intrăm la aparatul președintelui, dăm la secretar, e spusă 7-2. Spuneți-vă, rog, eu un cod a secretarului, eu un telefon. Nu pot să vă spun. Adică vorbim despre responsabilizare. Nu este o pagină a unei organizații de guvern. Nu este o pagină a unei grădinițe, nu este o pagină a unei școli, să zicem, unde din pagina oficială a Consiliului se ocupă un diletant. Asta nu înțelege. Este o pagină care, să zicem, nu este vizualizată de mine sau de Ghinare sau de domnul comisar. Poate fi vizualizată de persoane din ambasade, din consulate, din întreprinderi. Sau și un cetățean contribuabil care din Spania vrea să contacteze direcția raională să întrebe ceva și aici găsește ce. Da, și nu cred eu că domnul Tașcă s-ar simți foarte bine când în compartimentul secretarului se pune 7-2. Ce înseamnă 7-2? Chiar am vrut să-l întreb, poate dumneavoastră cunoaște un cod intern. Când eu să mai avem ocazia să faceți acest lucru, fiindcă eu nu vă pot explica, nu sunt atât de competent. Mai ales acum, Consiliul chiar a intrat cu un bagaj așa, să zicem, de activitate după activitate, se simte că este o altă atmosferă de lucrativă de Consiliu. Ar fi foarte bine ca să fie o galerie foto, să vadă persoane, că se lucrează, se muncește. Dar imaginea care demonstrează un bine că există activitate este o fotografie. Și acum, ca să nu-i fac un... niște elogieri lui Vitalie Șălaru, atunci când am comparat site-ul Radio Hâncești Regional cu site-ul Hâncești Media, care este acolo în Consiliu, există diferență. Să fie cu obiectiv sau să nu fie obiectiv. Adică să nu fie primit asta așa ca o mără de sport sau să încercăm să... Vreau să vă asigur că noi ținem foarte mult la imaginea Consiliului, fiindcă, de fapt, e și imaginea noastră, raionului, cetățenii. Ținem foarte mult la dumneavoastră cei care sunteți în Consiliu, care munciți aici, care faceți lucrurile ca să nu se deruleze de la sine, dar să deruleze bine, să fie frumoase. Evident că să este posibilitate de a face acest lucru. Sunt persoane care chiar au vocație în Consiliu, da. Poate o să le numesc astăzi, poate în zilele următoare, până sâmbătă, cum o să dăm nume, așa cum ne-ați spus, o să ne dați nume. Ieri că sunt persoane de la care chiar am învățat din Consiliu și știu persoane relativ tineri care chiar au vocație pentru lucrul administrativ. Și trebuie să o spunem așa cum sunt cei care sunt la o anumită vârstă și au scris o pagină destul de frumoasă în istoria acestei instituții. Sunt persoane tineri care au venit relativ, dar care încearcă și ei să țină pas cu dumneavoastră, cei care aveți, să zicem, contribuția, mare contribuție pentru imaginea acestei instituții. David a ridicat mâna în sus. Vreau să observ că atunci când ai o pagină nouă creată a Consiliului Raional, e foarte simplu să dai liber în cadrul direcțiilor, fiecare să-și gestioneze sub pagina lui, să fie chiar o concurență. Cine plasează mai multe documente care sunt de interes public? Cine le plasează la timp? Cine asigură, cum să zic eu,
publicarea evenimentelor foarte importante pentru direcție. E foarte simplu, de 10, 5, 7 angajați cât sunt acolo, unul sau doi posedă, fie aparat telefonic, fie aparat fotografic, ei ar putea să facă lucrul ăsta cu forțele proprii, până o să ajungă la performanța, ca în fiecare direcție să fie un responsabil de imagine în direcție. Acel responsabil să facă fotografiile foarte bine, operativ să-l pună la locul lor. Imagini video la fel, nu zic filmat integral, dar momentele foarte importante dintr-un proiect care se face cu bani publici, cu resurse umane multe, cu timp, cu nerv. De ce să nu vedem 20 minute, 5 minute de imagini care toată lumea în direcția raională după asta să-l dea link-ul mai departe? Pentru că e frumos, e un proiect al nostru. Deci eu cred că resurse mici se poate foarte... Responsabili sunt, profesionalismul se acumulează. Eu vreau să vă dau un mic exemplu. Ieri și astăzi am avut două mese rotunde în cadrul unui proiect de cooperare transfrontalier, în care Asociația Teritorială Primarilor este partener pentru Republica Moldova. Vreau să vă spun că nici la 15 minute după finalizarea acestor mese rotunde am fost sunată de către purtătorii de cuvânt la Ministerul Mediului, la Agenția Națională de Reglementare Energetică, la Ministerul Economiei, prin care mi s-a cerut informații și poze, ca să fie plasată informația operativ pe site-ul lor. Adică sunt persoane care răspund doar de asta, pentru că înțeleg foarte bine că imaginea Ministerului, până ajunge Ghenarii Pregă, să zicem, la Ministerul Economiei, Ghenarii Pregă are computer. S-a așezat și a vizualizat tot, știi ce acum mi-a fost. Mai ales este posibilitatea de a prelua în rețea. Orice televiziune ar fi bucuroasă spre ea 5 minute de imagini de aici, pentru că le-ați făcut calitativ, le-ați pus operativ, s-ar putea peste jumătate de oră să vedeți televiziunea cum macină informația. Trebuie numai să ne dorim să facem lucrul ăsta. Informația oficială care se preia și nu poate fi distorsionată, nu poate fi... Asta nu înseamnă că nu trebuie să invitați mass media, lideri, ONG-uri, adică să fie și aici maximă deschidere, să vă fac concurență, să vedeți cine plasează primul. Aș vrea până la urmă să finalizăm această emisiune cu o notă pozitivă, totuși suntem în săptămâna în care încercăm să fim alături de funcționarii publici, alături de problemele domnilor, alături de retrăirile pe care le au zi de zi, problemele, soluțiile, poate sunt în unele cazuri mai puține soluții. Și aș vrea să finalizăm pe o notă mai optimistă, ca și în orice domeniu, fie administrație publică, fie antreprenoriat, fie mediu asociativ, în domeniu există loc pentru mai bine. Să încercăm din orice discuții, din orice activitate pe care organizăm, să scoatem anumite lecții și să nu uităm că accesul la informații este garantat prin lege. Atât celor care sunt responsabili ca acest acces să nu fie îngrădit, cât și nouă celor care avem nevoie, chiar avem nevoie să avem acest acces la informații, ca să nu ne apară acele suficiuni, acele dubii, că ceva nu merge sau ceva merge altfel decât acum aș vrea puțin, să zicem, un minut, poate mai puțin de minut, să aveți așa un mesaj foarte scurt ca să putem leagă și din tematica care am încercat să o abordăm astăzi. Cum vă doriți să fie acest funcționar public? Din funcția pe care o aveți și din viziunile pe care le aveți la acest moment. Doamne Zinaida. Dacă e să vorbesc general despre acea imagine care o am eu asupra unui funcționar public, eu cred că ar trebui să fie un om interesat de ceea ce face, implicat în tot ce trebuie să facă legat de serviciile care le oferă oamenilor din raion, cu dorință de a face bine pentru ei și cu speranța că tot ce face și spre binele lui de asemenea. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnul comisar? Dacă să mă refer la colaboratori de poliție, foarte mult îmi doresc ca polițiștii, în primul rând, să fie profesioniști. Profesioniști. De acum, de la profesionalism, vom merge spre acea comunicare și transparență de care avem nevoie la ziua de astăzi.
Un funcționar îl văd de 10 ori mai activ, la fel mult mai responsabil și mai vizibil. Dacă funcționarul nu e vizibil prin activitatea lui, s-ar putea să nu-și merite salariul, s-ar putea să-l ținem în funcția asta de pomană și mai ales s-ar putea prezența lui în acea instituție a statului să fie una nocivă. Dacă autoritățile vor să facă ceva cu acei funcționari, să le dea libertatea să se manifeste și după asta o să plegem la lui. Și eu, la rândul meu, aș vrea să le urez tuturor funcționarilor publici un grad de împlinire. În primul rând, împlinire profesională, morală de la activitatea pe care o au. Și vă doresc ca ușile birourilor dumneavoastră să fie deschise atât de persoane care vin la dumneavoastră cu petiții, cu demersuri sau în căutare de soluții, dar mai mult vă doresc să vină persoane care pur și simplu să deschidă ușa și să vă spun mulțumesc că sunteți. Mulțumim. Speram că așa va fi. Mulțumim frumos. Unde l-ai pus pe socaci, în moment? Și era...